Mai multe despre beneficiile cătinei vorbim în rubrica următoare, fără pastile. Are imunitatea scăzută. Este replica mamelor în cazul în care copiilor se îmbolnăvesc frecvent și după ce obosesc să le administreze medicamente, antibiotice, siropuri din farmacii, practic toate mămicile caută remedii naturiste eficiente. Ei bine, astăzi vă prezentăm unul de excepție, cum ar fi siropul de cătină. Cum îl preparați corect, cum păstrăm cătina pentru iarnă, dar și cum se administrează siropul de cătină, aflăm în cele ce urmează de la doamna Viorica Văcaru, care este medic, dar și specialist în terapii alternative. Bună ziua, bun găsit la emisiunea noastră! Bună ziua. Vreau să ne spuneți ce are deosebit cătina în general, pe lângă faptul că se zice că conține de 10 ori mai multă vitamina C decât o portocală. Da, plus conține vitamina A, așa cum am văzut și în cazul altor pomușoare prezentate deja, de exemplu la măcieș și la călin. Conține vitamina E, care se consideră un antioxidant foarte puternic și chiar se consideră că este pe locul 2 dintre toate uleiurile care se găsesc în lume. Primul loc este uleiul de palmier cu conținut de vitamina E maxim și uleiul de cătină pe locul 2. Acest lucru ne permite ca să preîntâmpinăm, zicem, îmbătrânirea rapidă, chiar o ușoară reîntinerire la consum permanent, dar așa cum recomandăm de obicei administrarea plantelor cu pauză după o lună. De asemenea, conține vitamina K și conține o serie de minerale. Deci este, pe lângă un revitaminizant, așa cum sunt și alte pomușoare, cătina mai conține și multe minerale. Deci conține calciu, conține magneziu, conține seleniu, conține caliu și fer. Datorită ferului chiar are efectul antianemic. Deci anume acest set de vitamine și minerale permite ca ea să fie utilizată și în convalescență, și la copii, și la vârstnici, și după diverse boli grave, chiar și în afecțiuni benigne, chiar și în afecțiuni maligne pentru a întări sistemul imunitar, și atunci când sare cu la chimio, radioterapie, cobaltoterapie, care au reacții adverse, gen vomă, greață, slăbiciune corporală, scăderea sistemului imunitar. Deci cătina ajută la restabilirea stării pacientului, chiar și datorită acțiunii asupra sistemului nervos. Apropo, am uitat să menționez că conține aproape tot setul de vitamine B, ceea ce înseamnă influență maximă asupra sistemului nervos. De aceea chiar se utilizează și sunt cazuri relatate de ameliorarea stării pacienților care deja se află în scaunul cu rotile, cu scleroză multiplă în plăci. Deci restabilește, scoate persoana dintr-o stare de depresie jalnică, care de obicei însuțesc bolile grave, și o ajută să continue tratamentul. Fiindcă în altă situație, când omul este depresiv, când este slăbit, atunci Nici tratamentul nu are efectul scontat. Starea psihică contează foarte mult. Septembrie și octombrie este luna în care culegem cătina. Da. Vreau să ne spuneți cum o facem corect. Din ce locuri o alegem? Bineînțeles, locurile curate, cât mai îndepărtate de șosea, cât mai îndepărtate de acele concentrații de plumb specifice civilizației noastre. Cătina se culege, ea ne permite, totuși a fost așa creată de Dumnezeu, că putem tăia aceste crenguțe mici. Deci până o aducem acasă, fără adăuna, fiindcă se consideră un copac care crește pe un interval, zicem, de la Alpi până în Himalaya, tot cătină se găsește. Ea s-a adaptat foarte bine și este foarte rezistentă. Deci se consideră o plantă probabil cea mai rezistentă, de aceea și ea conferă rezistență corpului fizic, restabilire, revitalizare, regenerare și chiar reîntinerire. Deci este totuși necesar să o culegem și natura ne permite acest lucru, să culegem rămurele mici, fiindcă se consideră că ea în anul viitor, acolo unde a fost tăiat o rămurică mică, se dezvoltă mai multe datorită capacității de regenerare, care vom vedea că și asupra ficatului la fel de puternic acționează regenerator, adică este și un drenor hepatic, și un tonic hepatic, și un regenerator hepatic, și bineînțeles că regenerează toate celulele din corp. Chiar se consideră o plantă care este utilizată în sterilitate masculină, sterilitate feminină, acolo unde există dezechilibri endocrini, deci cătina acționând și ca tonic general, dar și ca ușor stimulator, și totodată vine cu aport de vitamine și minerale foarte mari. Odată ce am cules-o și ne întoarcem cu ea acasă, da, ce facem? Care este următoarea etapă? Da, trebuie să avem grijă ca bobițele de cătine, ele conțin aproape 90% apă. Este foarte important ca să nu le deteriorăm. Să nu le strivim mai ales atunci când le culegem însuși, de pe crenguțe. Da, ea însuși conține, unele rămurele conțin spinișori.
De aceea e bine așa să le aranjăm într-o lădiță, să le transportăm foarte atent, fiindcă până la preparare este bine ca să nu se oxideze, deci să nu înceapă să deterioreze, mai ales cum este, depinde cum este programul nostru. Eventual, dacă le-am cules și nu putem imediat să le preparăm, trebuie să le păstrăm așa încât fructul să rămână integru. Dacă le preparăm deodată, este minunat, adică s-au făcut chiar studii științifice, apropo chiar în România, de către profesor Brad, care a lucrat foarte mult asupra creatinii, atât din punct de vedere biochimic, dar a făcut și studii clinice împreună cu alți medici din România și a demonstrat că studiile s-au făcut pe un lot de pacienți bolnavi de afecțiuni maligne și afecțiuni benigne, dar s-au asociat și cu alimentație ovo-lacto-vegetariană, chiar în unele cazuri crudivoră. S-a demonstrat că această asociere, creatină și alimentația corespunzătoare, care în astfel de situații grave este absolut obligatorie, a dat 60% efect, în comparație cu lotul experimental în care, zicem, s-au utilizat preparatele clasice pentru tratamentul afecțiunilor benigne sau maligne. Deci chiar sunt cercetări oficiale cu 20 de ani în urmă realizate și sunt destul de recente. Cum păstrăm creatina pentru iarnă? Nu vorbesc aici despre sirop, acum acușenă, da, până în scurt timp telespectatorii vor afla cum se prepară acesta. În cazul în care dorim să păstrăm aceste bobițe pentru iarnă, este cazul să le punem, nu știu, pe pervaz, la fereastră, pe un ziar? Sau totuși există anumite reguli, da, de care trebuie să ținem cont? Luând în considerație că este unul din cele mai bogate în suc pomușoare, este complicat de a fi uscat și aici nu mai merge regula ca la păducel sau ca la măceș, se usucă așa în pod fără niciun ajutor. E bine totuși să utilizăm o sursă termică până la 40 de grade, fiindcă altfel dacă aceste fructe nu sunt dehidratate într-un timp cât mai, zicem, o săptămână, două, ele vor începe să fermenteze. De aceea e mai simplu să preparăm suc și apoi sirop și vom beneficia de toate părțile plantei, fiindcă așa este foarte riscant în 2-3 zile dacă ele sunt deteriorate, fructulețele, ele se alterează, fermentează. Totuși este așa, dacă totuși riscăm să le uscăm, așa pe crenguțe este bine să le uscăm. Le atârnăm undeva sub strașină, deci undeva în pod, unde, dar dacă avem un spațiu în care permanent este 40 de grade sau chiar o uscătărie specializată în uscarea fructelor, fiindcă acum pe piață există astfel de uscătării. Chiar ieri la lecție o cursantă mi-a relatat așa un fapt că și-a procurat și foarte bine usucă fructele și aici căetina ar fi minunat de uscat. În alte cazuri este mai bine totuși să o dăm la storcătorul electric, obținem sucul așa cum avem aici. Apropo, înainte de suc, prezentăm și planta cum este ea uscată, dar după storcător. Deci, așa, ceea ce rămâne la storcător este coaja și sâmburile, deci semința, care apropo conține ulei de căetină într-un procent foarte mare și este păcat să-l aruncăm, așa cum de obicei noi facem. În timpul uscării nu se pierd proprietățile? Dacă uscăm corect și respectăm timpul, intervalul, deci nu fermentează produsul, atunci toate proprietățile sunt păstrate. Și dacă nu utilizăm temperaturi înalte sau nu am fești cu azot sau alte, ceea ce a apărut acum la modă pentru dehidratarea plantelor. Ce avem aici? Suc. Suc, da, de cătină. Deci dăm cătină la storcător sau în situația în care nu avem la dispoziție un storcător electric, folosim o, zicem, o mașină de tocat carne. Dar iată ce obținem după, zicem, dacă nu avem storcător. Ceea ce se obține, bine, multă lume o strivește pur și simplu cu ceva, cu furculița, cu lingura și adaugă zahăr sau o lasă întreagă și adaugă zahăr. Dar atunci, această masă cum s-a obținut? Deci prin storcător? Este, da, nu, chiar prin strivire. Chiar prin strivire. Prin strivire. Da. Dar vedem că atunci când va fi, și, când va fi consumată, de obicei noi aruncăm o parte foarte importantă. Este deci nevoie să avem utensile speciale? Da, bineînțeles, deci elementar, dacă ne propunem să obținem suc și apoi sirop, trebuie să avem un storcător sau o mașină de tocat. Cum preparăm siropul de cătină? Deci am obținut, zicem, sucul de cătină. E bine, imediat ce l-am obținut, cât mai rapid să îl combinăm cu conservantul natural, cu miere de albini. Da, toată lumea sau majoritatea lumii din diverse motive, gen că este scumpă mierea, că nu știu că se combină cu miere, deci fac cu zahăr. Dar nu este cea mai bună metodă, fiindcă zahărul atunci când este absorbit în organism, pentru a fi prelucrat, el scoate din cătină unei vitamine și chiar din propriul nostru organism. De ce? Dacă totuși facem un sacrificiu să pregătim un remediu din cătină,
atunci să-l facem cu miere și vom beneficia și de acțiunile terapeutice ale mierii. Trebuie să adăugăm două, de la două părți în sus de miere. Deci unele surse menționează 600 grame miere, 400 grame cătină. Aș zice că aici deja depinde unde vom păstra acest remediu. Dacă îl păstrăm fără frigider, așa cum am menționat și la celelalte pomușare, vom adăuga mai multă miere. Deci nu este necesar numai decât un cântar electronic și să cântărim. Ne orientăm chiar la un vas transparent. Deci am văzut care era nivelul, facem un semn și atunci adăugăm începând miere. Două părți sau chiar trei părți. Dacă păstrăm pe urmă la frigider, apropo, combinația cu miere e mai ușor de păstrat chiar și la frigider, chiar și fără frigider, decât combinația cu zahăr. Deci totuși insistăm să eliminăm, zicem, partea aceasta uscată, fiindcă ea are potențial de fermentație. Toată lumea știe, dacă a pregătit măcar o dată în viață cătina, că nu ea foarte ușor poate să înceapă să fermenteze. Într-adevăr a fermentat. Da. Din patru borcane am rămas cu doar unul, care foarte devreme l-am deschis, celelalte trei le-am pierdut, da, din păcate. Aici tot este un mare secret, o mare taină. De exemplu, iată, adăugăm miere, două părți sau cât ne propunem, trei, maxim până la patru părți. Asta se consideră doza care obligator va conserva acest suc. Sucul are un potențial fermentativ foarte mare. Dacă e în combinație cu masa uscată, este și mai mare. De aceea, la toate pomușoarele, în special la cătine, ne propunem să avem masă curată. Deci, suc curat. Deci, atât noi am combinat. Ceea ce este important, următoarea etapă, ca să păstrăm sterilitatea acestui preparat, totuși, ca să nu se ajungă la fermentație. Dacă observăm că începe ușor să fermentez, mai adăugăm miere. Adăugăm și amestecăm bine. Atunci când va fi foarte multă miere în preparat, ea începe să se așeze jos. Și atunci noi știm că preparatul este supra-saturat cu miere și avem siguranță că el se va conserva. Deci l-am obținut și îl păstrăm închis. Dacă pregătim mai multe borcane, de exemplu, depinde când ne propunem, borcan de 1 litru, câteva borcane sau borcan de 3 kg, depinde după posibilități financiare, de timp și mai departe. Mai există un secret aici care este valabil pentru toate pomușoarele și în special pentru cătină. Deci, de exemplu, dacă avem așa un borcan cu preparatul gata, toate celelalte le ținem închise. Dacă ne propunem să începem utilizarea, doar unul utilizăm, adică îl deschidem și luăm câte o porție de aici. Nu ne băgăm în toate borcanele, deci nu începem cu lingura prin toate borcanele, fiindcă se deteriorează sterilitatea preparatului. Adică cătina este conservant, mierea este conservant, cătina are efect antiinfecțios, dar datorită stimulării sistemului imunitar, dar nu la infinit. Deci este bine să acționăm înțelept. Ceea ce, dacă utilizăm dintr-un singur vas, restul rămâne închis până începem să utilizăm și atunci păstrăm o stare de puritate a remediului și el nu va fermenta. Cum utilizăm siropul de cătină? Deci este nevoie, apă, nu știu, facem începem o cură? La copii, da, facem o cură, ca de obicei menționat turist, totul se face sub formă de cure. De exemplu, la copii, așa, o linguriță de sirop amestecăm cu 100-150 ml apă, călduță? Eventual apă călduță, dar fiartă? Zicem nu, nu este obligatoriu? Cum dorim, dacă cunoaștem sursa de unde și avem siguranță, e suficient să o încălzim, dacă nu cunoaștem sursa, o fierbem, lăsăm să răcească. Deci, practic, vom obține un gen de, hai să zicem, ceva asemănător cu macerat, dar este în baza siropului concentrat de cătină. Deci el este foarte concentrat, foarte dulce, dulce acrișor. E mai bine, poate fi mâncat și așa, nu este problemă, dar e bine să fie diluat cu apă, atunci mai repede pătrunde în sânge. La maturi deja mărim doza, deci până la 6 ani putem merge așa cu o linguriță. După între 6 și 12 ani, chiar jumate de lingură de masă și după 12 ani cu lingura cea mare. Am înțeles. Pe stomacul gol obligatoriu. Înainte de masă cu 30 de minute. Ne-au venit mai multe întrebări la numărul nostru de SMS 1050, întrebări din partea celor de acasă. Ne întreabă o mămică, alăptează, dacă este cazul să ia sirop de cătină și cătină, dacă poate folosi în general în perioada alăptării. Da, poate fi utilizat și unul și altul. Aici trebuie să cunoaștem suportabilitatea, adică dacă mămica nu are alergii la miere, fiindcă aici avem al doilea component. Și încă un lucru, totuși, cătina este remarcabilă, este minunată din toate punctele de vedere, dar ea are aproape cel mai puternic gust acru, ceea ce nu la toate persoanele merge. De exemplu, acolo unde este o hiperaciditate, acolo unde există o poftă de mâncare mărită, ne vom reține de la cătina, fiindcă gustul acru puternic prezent în pomușare stimulează, bine, se spune că reglează apetitul, dar totuși mai mult către tendința de a fi stimulat. În situația dată nu vom utiliza, plus, dacă nu ne
merge cătina și cătina cu miere, se ridică aciditatea. Imediat după administrare, atunci stopăm administrarea. Recurgem la alte pomoșare, fiindcă totuși are anumite acțiuni foarte puternice și așa cum susține cel mai bine structurat sistem despre plante, sistemul indian Ayurveda, menționează că totul se ia după gust, pe energia gustului și nu putem recomanda la 1 miliard sau 7 miliarde de oameni chiar și același sirop de cătină. Deci trebuie să ne ascultăm corpul. Copilașii de la ce vârstă pot lua? De exemplu, cei micuți de până la 1 an. S-ar putea sau totuși ar fi bine să evităm? Experimental. Da. Așa cum le dăm, zicem, un ceaiuț. Obligatoriu așa, cu apă, așa da, cum ați spus dumneavoastră. Decât, da. În special copiii care rămân în dezvoltare, fiindcă cătina, pe lângă faptul că este regenerant, este revitalizant, reîntinerător, ea stimulează și gonadele și în situația în care copiii rămân în dezvoltare, se stimulează tot sistemul, în special tiroida, care răspunde dezvoltare, etc. Are contraindicații cătina? Așa cum am zis, aciditatea mărită, atunci când există o poftă de mâncare mărită și atunci când avem pirozis, adică arsură după administrarea cătinii, apropo, arsura poate fi și după miere și poate să fie la combinație chiar cătină cu miere. Am înțeles. Pe final de discuție, vreau să le prezentăm încă o dată telespectatorilor noștri cum se prepară acest sirop de cătină, astfel încât ele să țină minte foarte bine și chiar să pună în aplicare. Foarte pe scurt. Ceea ce am omis, adică n-am reușit, această masă care rămâne la storcător nu este de aruncat, este foarte prețioasă, fiindcă o parte din componente rămâne în suc, o parte rămâne în masă solidă. Deci această masă se dă, așa cum am arătat data trecută, la rușnița de cafea electrică, se dă prinsită, obținem o pulbere care poate fi administrată sublingual, deci pentru a accentua, pentru a amplifica tratamentul. Luăm sirop diluat cu apă și luăm sublingual și cătină, sau eventual cătină cu miere, dacă o simțim că este pe acru. Deci planta o culegem, o aducem cu mare grijă acasă să nu strivim fructele, fiindcă ea repede începe să fermenteze. Chiar se spune că cu o furculiță le putem scoate de pe rămurică, o dăm prin storcător electric sau prin mașina de tocat carne, obținem sucul. Apropo, atunci când am obținut masa de la mașina de tocat carne, aici trebuie să o divizăm, utilizând o țesătură densă, deci punem în țesătură tifon. Și stoarcem. Tifon e slab, trebuie totuși să iei țesătură naturală, fiindcă am experimentat cu diverse sucul, țesături. Da, sucul. Și obținem sucul. Obținem sucul, adăugăm miere. Și avem siropul. Deci avem cătina conservată pe iarnă. Și atunci când administrăm, punem cu apă. Diluăm cu obligatoriu. Apă, fiindcă este concentrat. Mulțumim tare mult pentru sfaturile de astăzi. Vă așteptăm săptămâna viitoare cu noi... Uleiul de cătină. Uleiul de cătină, să înțeleg. Foarte bine. Atunci, cu mare drag, ne întâlnim săptămâna viitoare. Da. Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost doamna Viorica Văcaru, care este specialistă în tratamente alternative.